Vești bune pentru tinerii care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință pe piața liberă. Agenția Națională pentru Locuințe are în desfășurare la nivelul județului Dolj trei obiective importante de investiții, unul dintre acestea fiind în municipiul Craiova. În municipiul Craiova urmează să construim 64 de unități locative pentru tineri destinate închirierii. În acest moment ne aflăm în stadiu de elaborare proiect tehnic. Alte două proiecte vizează localitățile Segarcea și Calafat. Astfel, pentru orașul Segarcea a fost demarată procedura de achiziție pentru contractarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru construirea unui număr de 30 de apartamente. Iar în municipiul Calafat se află deja în execuție un număr de 20 de locuințe de serviciu, investiția ridicându-se la o valoare de peste 5 milioane de lei.